Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Ultima victorie a lui Faruk Turgut în fața lui Nazmi Yılmaz. Procesul judiciar dintre mult așteptatul Kızılyık Şerbetet și Consiliul de Inspecție Radio și Televiziune s-a încheiat. Avocatul producătorului Gold a dat vestea bună, împărtășind decizia motivată a instanței. Acestea sunt cele mai recente știri despre seria Kızılyık Şerbet. Numărătoarea inversă a început pentru noul sezon al serialului Kızılyık Şerbet cu Slatır Kolu în rolul principal. Serialul Kızılyık Şerbet, care va începe difuzarea pe 15 septembrie, au fost anulate 5 sancțiuni de suspendare a difuzării. Curtea administrativă a 22-a Ankara a anulat 5 sancțiuni cu suspendare emitere ca fiind grave. Serialul făcuse deja obiectul a 2 sancțiuni de suspendare. Au rămas 3 sancțiuni de suspendare a emiterii. Instanța a considerat că această sancțiune este suficientă și a decis anularea sancțiunii companiei de producție Gold. Cel mai important lucru în acest proces este dacă Consiliul Suprem de Radio și Televiziune se va opune acestei decizii. Dacă nu există obiecții, vom înțelege că presiunea asupra seriei Kızılyık Şerbet se apropie de sfârșit. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere! Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Ultima victorie a lui Faruk Turgut în fața lui Nazmi Yılmaz. Procesul judiciar dintre mult așteptatul Kızılyık Şerbetet și Consiliul de Inspecție Radio și Televiziune s-a încheiat. Avocatul producătorului Gold a dat vestea bună, împărtășind decizia motivată a instanței. Acestea sunt cele mai recente știri despre seria Kızılyık Şerbet. Numărătoarea inversă a început pentru noul sezon al serialului Kızılyık Şerbet cu Slatır Kolu în rolul principal. Serialul Kızılyık Şerbet, care va începe difuzarea pe 15 septembrie, au fost anulate 5 sancțiuni de suspendare a difuzării. Curtea administrativă a 22-a Ankara a anulat 5 sancțiuni cu suspendare emitere ca fiind grave. Serialul făcuse deja obiectul a 2 sancțiuni de suspendare. Au rămas 3 sancțiuni de suspendare a emiterii. Instanța a considerat că această sancțiune este suficientă și a decis anularea sancțiunii companiei de producție Gold. Cel mai important lucru în acest proces este dacă Consiliul Suprem de Radio și Televiziune se va opune acestei decizii. Dacă nu există obiecții, vom înțelege că presiunea asupra seriei Kızılyık Şerbet se apropie de sfârșit. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!